În acest weekend a avut loc festivitatea de premiere a concursului de caia-canoe regata Porțile de Fier Orșova, competiție în cadrul căreia au participat sportivi atât din România cât și din Bulgaria. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Regata internațională Orșova este la numărul 46. Este o competiție foarte importantă pe care noi, an de an, încercăm să o menținem și să o avem în calendarul competițional național. Mulțumim Consiliului Județean de Mehedinți, primarul de Orșova, inspectoratul școlar, pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului aceste regate. Clasamentul general pe cluburi, după cele două zile de competiții, locul 3, Clubul Sportiv Școlar Timișoara, 184 de puncte. Locul 2, Oromia Vidin Ștefan, 210 puncte. Locul 1, CSS Orșova, 435 de puncte. Să aplaudăm pe domnii profesori! Competiția internațională la care au participat sportivi din 11 cluburi sportive din țară, dar și din Bulgaria, a fost organizată de Clubul Sportiv Școlar Orșova cu sprijinul Inspectoratului Școlar, Primăriei Orșova și a Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment, fiind extrem de mândru de rezultatele obținute de CSS Orșova. Pentru că noi cei care suntem în administrația locală acum, ne mândrim cu ceea ce faceți dumneavoastră la Clubul Sportiv Școlar Orșova. Ne mândrim cu munca dumneavoastră, cu rezultatele dumneavoastră și ale copiilor. Și vă felicit pe toți în egală măsură, profesori și copii. Mă bucur că și Consiliul Județean Mehedinți are ocazia să fie în permanență alături de dumneavoastră, să susțină aceste evenimente pe care dumneavoastră le faceți an de an. Încă o dată, domnule profesor Vrădu și stimate rate la acest club sportiv, felicitări pentru ceea ce faceți. Felicitări, dragi copii, felicitări invitațiilor dumneavoastră la această regată. Multă sănătate și mult succes în continuare! De asemenea, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, i-a felicitat pe tinerii de la Clubul Sportiv Orșova pentru tot efortul, străduința și dorința de a performa. Vă felicit pe toți cei care la această competiție ați obținut premii, pentru că știu că ați muncit, ați depus eforturi, ați depus sudoare alături de profesorii dumneavoastră, de conducătorii dumneavoastră de cluburi. Vreau să mulțumim și celorlalți factori care sunt alături de noi, foști mari campioni ai acestui club, tuturor oamenilor și personalităților care sprijină această activitate. Pentru că avem nevoie de sport, avem nevoie de performanță. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, i-a felicitat pe elevi, cât și pe profesorul Ilie Bănăduc și pe antrenori, prin intermediul cărora tinerii de la CSS Orșova au rezultate excepționale. Felicit pe toți oamenii implicați, pe antrenori, pe elevi, pe sportivi. Îl felicit și mulțumesc personal domnului Aladin Georgescu, domnului președinte al Consiliului Județean, pentru că a fost alături de acest și de acest grup atunci când eu și cu Puiu Bănăduc, domnul profesor, am apelat la sprijinul financiar. Un eveniment frumos, felicit elevii, profesorii și antrenorii care au avut rezultate remarcabile. Elevii de la CSS Orșova au obținut locul întâi la puncte la regata Orșova, trofeul Porțile de Fier, iar la alte competiții internaționale reprezintă județul Mehedinți și România cu succes. Felicitări, copii! Astăzi este despre voi. Vă felicit! Eu știu că în spatele unui premiu este o muncă titanică, susținută poate de ani de zile. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare! Locul al doilea a fost ocupat de sportivii veniți din Vidin, iar pe locul al treilea s-au clasat tinerii de la Timișoara.
La eveniment, alături de președintele Consiliului Județean Mehedin Țiala din Georgescu, au fost deputatul PSD Mehedin Țialin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, prefectul Alin Isuf și inspectorul școlar general Alin Tomoescu. Toți participanții cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, cadeți, junior 1 și junior 2, care au avut curse caiac și canoe de 1000 de metri, 500 și 200 de metri în grupe individuale, dublu și de câte 4 sportivi, au fost felicitați de către autorități. Probele au fost îngreunate de vremea deloc prietenoasă pentru astfel de competiții, dar chiar și așa, sportivii au făcut față.